Hai, faci bun ordine asta. Hai, stai la ciocănire. Hai, mă, mai profesionist. Ba da, ba da, cel mai bine. Hai, la ciocănire. Hai, cât suntem. Hai, mă, la ciocănire. Deci, 2 și 2. Da, hai, dăm noi 2. Deci, la și, da? Da. 1, 2, 3 și. Da, 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. Am câștigat. Așa, acum tu, Alicia. Da. A, da. 1, 2, 3 și. Deci. Tu ești. Da, deci o stelea pune. Așa, prima. Așa, prima glumă. Ca să mai piperezi relația cu prietena. Vezi, mă? Deci prima glumă. Ca să mai piperezi relația cu prietena, am încercat să fac sex în fața oglinzei. Nu a funcționat. A oprit, s-a înjurat de părul. O chestie foarte adevărată. Da, nu e o glumă de asta. S-ai amintit. Wow, și eu ziceam că uiți tot. Era o dansatoare atât de mică de statură, că dansa pe cuburi rubice. Știți când joacă cea mai bine echipa României? La antrenamente. Da? Asta presupune că echipa națională a României de fotbal joacă cel puțin o dată bine. Ceea ce vreți glumi cu păduchi? Am o groază pe cap. Știi cum se numește un ospătar la înălțime? Stewardess. Am băut într-o seară atât de mult de când nu m-a durut cap, m-a durut curul. M-am trezit în car, bărbat. Wow. Volkswagen are o mașină care sună mai degrabă a acțiunii decât a numii a unei mașini. Volkswagen Bora pe șosea. Bora, Bora. Bora, Bora, adică Bora, Bora. Nu, are o mașină care se numește Bora. Bora, mă, da. Și-a zis Bora. Avionul de la Blue Air era așa de sărac că avea WC-ul în curte. Asta e bun. Deci asta e super proastă. Ok, hai să o auzim. Ia. A început de nou să-mi crească păr în cap. Eu, sincer, prefer amerele. Dacă Coca-Cola intră în faliment, înseamnă că intră în colaps? Oh. Samsung Galaxy X este atât de scump, încât aici poți să dai rată la prima căsuță vocală. Eram zilele trecute la cămin. Și când am intrat în cameră, am făcut un cap de toc. De fapt, au aruncat ea cu tocul în mine că am intrat peste ea în cameră. Am văzut o scenă dintr-un film porno, nu mi-a plăcut. Era prea tras de păr. M-a căscat când ai fost. Doi pensionari au fost nemulțumiți de tableta Galaxy X pentru că nu a reușit să pună pe ea bibelou de pește. E bună glumă. Da. Am băgat atât de multe droguri pe plajă încât am văzut o sirenă. Sirena de la ambulanță când m-a dus la spital. Asta e bun. Părea o fată așa de drăguță și simpatică și inteligentă până în momentul în care m-a întrebat: și tu ce zodie ești? Mie îmi place diversitatea în sex. Când cu o mână, când alta. Îți dai seama că ești cu adevărat puros când îți iei tricoul pe dos și după ce îl întorci îți dai seama că l-ai luat invers. Am vrut să fac un clip video cu Dăncilă, dar mi s-a blocat programul. La fel de prost premierul. Fii atent, am văzut o cioară care nu mai putea să zboare. Brexit-ul e de vină. Și că oamenii învață din greșeli. De asta am spus tot timpul că școala e o greșeală. Asta e deep wisdom. Știi care e circuitul mâncării în natură? Mm. Prima dată masă, după care scaun. Asta e bună. Dar nu e chiar. Da. Clubul fetelor care au mâncat salată salută fetele cu o relație stabilă. Nu-mi place deloc să joc așa cu oamenii de la țară. Ei nu înțeleg că nu calul e cea mai importantă piesă. Asta e foarte bună, dar nu pot să... Cum la tronc câinii bogat? Am! Cum la tronc câinii sărac? N-am!
Cum latră un câini sărac care vrea să pară bogat? Cum o se dice la am? Eu sigur că rochia mea este din Anglia. De ce? Pentru că are volan pe dreapta. Știi ce mai nasol decât să te depășească cineva cu o mașină mai nașpa ca a ta? Să vezi că e o femeie la volan. Când o fată îți trimite cerere de prietenie, nu se gândește că mamă, ce chestii, ce băiat drăguț, oare ce chestii postează. Ea se gândește, mamă, ce băiat drăguț, cum ar fi să-mi dea like la postări de acum? Da. Da, corect. Adevărat. Care pasăre zboară cel mai departe? Cioară, în Anglia. Știți de ce oamenii cu chelii nu se supără niciodată? Pentru că nu-și poate, pentru că nu-și poate ieși din fire. Asta e bun. Da. Îmi place foarte mult să-i enervez fetele până să fac roșii. Ca să vină o castravetele și să facem o saladă. Ce proastă e! Roșii de supărare. Sex avea legătură, e contra sexuală. Roșii de supărare, castravete, e inteligentă în pula mea. Oare fantomele au prezență de spirit? Da. Nu, asta. Iubitule, știi că mâine e ziua îndrăgostiților? Ok, și? Ne-am invitat? În ce zi se sărbătorește tristețea masculină? 8 martie. Da! M-am jurat că nu mai bea o lună. Noroc în seara asta e norat și nu apare luna. Asta e cu mesaj, băi! Ai dat și cu paharul în scârb așa, noroc fraiere. Băi, deci cam atât, că eu nu mai am. Stai, că mai am eu, Deci asta a fost. Asta a fost, conduceam o Toyota și am pus frână când eram să fac accident, dar am pus frână foarte brusc, știi de ce? Pentru că ești eu nu prost. Pentru că eu nu strivesc Corolla. Oh. Am pietre la rinichi atât de mari, încât după ce am murit am folosit-o ca piatră funerară. Sunteți atât de proști încât dați bumbi în plus. Gata. Okay.